În Grecia trăiesc peste 25.000 de români, dar și o importantă comunitate de vlahi. În nordul țării își desfășoară activitatea 5.000 de conaționali, iar centrul academic atrage în fiecare an zeci de studenți. Pentru ei, dar și pentru grecii interesați de cultura românească, Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman din Craiova și Biblioteca Județeană din Vâlcea au donat un fond important de carte. Astfel, pe rafturile bibliotecii din Salonic se vor găsi tratate de specialitate, cărți de beletristică, cărți de istorie, geografie și scrieri despre tradițiile și obiceiurile românești. Importanța acestei secții este dată, în primul rând, de faptul că vine să deservească utilizatori, posibili utilizatori români care viețuiesc în această zonă a Greciei de Nord și care aveau nevoie de cărți în limba română, cărți de literatură, cărți de literatură universală, dar și de istorie, folclor, geografie și alte discipline care le sunt necesare, dar și cărți de povești pentru copii, pentru că nu e așa, de mici trebuie să păstrăm legătura cu limba, cu tradițiile, cu folclorul și cu istoria neamului nostru. În Salonic, de-a lungul anilor, au existat câteva instituții foarte importante unde s-a predat limba română, așa cum este Institutul de Studii Balcanice, și acum se predă limba română și în cadrul Universității Macedonia la Facultatea de Studii Balcanice. Deci există o tradiție și un mediu deja format. În afară de acești tineri care studiază în cadrul acestor instituții, există și școlile private unde învață tinerii care vor să studieze în România limba română. Și în afară de aceste categorii, există și o mare comunitate de români aici în Salonic care, bineînțeles, ar dori să aibă acces la cărți în limba română. Acțiunea este sprijinită și de autoritățile elene, dar și de Consulatul României din Salonic. De altfel, prin implicarea consulului român, alte câteva mii de cărți vor ajunge la Atena, la comunitățile românești.